Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la ora de știri, vă spune Dan Moșteanu, ca în fiecare zi de vineri ne întâlnim pentru o oră de știri. Așa cum spuneam și din promoționalul nostru, invitatul meu de astăzi este primarul municipiului Motru, domnul Gigel Jianu. Bună ziua, bună seara, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, vă salut și eu! Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea și mă bucur tare mult că stăm de vorbă. Chiar am scris în promo, mi-aduc aminte... cu mult timp în urmă și mi-am adus aminte cu mult timp în urmă când spuneai Motru, te gândeai tot timpul la o zonă efervescentă, cu agitație, oameni ducându-se la lucru, era zona aia minieră, știți, când mergea treaba în minerit. Oamenii acolo vorbeau despre tot felul de afaceri, tot felul de a face bani, de a face business-uri. Adică era o efervescență foarte mare. Astăzi... evident, datorită problemelor întâlnite în minerit, disponibilizări, probabil închiderea așa, sau nu mai este frontul de lucru acolo în zona aia, se pare că au apărut tot felul de probleme. Sunt probleme cu angajările are oamenilor, probleme cu veniturile și așa mai departe. Lumea v-a votat pe dumneavoastră, da? Ca să îndreptați sau să veniți cu altă viziune pentru acest oraș. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea? Deși întâmpinați tot felul de probleme acolo în primăria municipiului Motru. Da, sper să avem timp să vorbim despre toate sau, mă rog, să ating... Încercăm să abordăm pe cele mai importante sau cele mai importante probleme. Motru este un oraș foarte tânăr, zic foarte tânăr, pentru că nu are decât 52 de ani, iar pentru o localitate este o vârstă mică. Mică. 52 de ani. A apărut în urma dezvoltării, apariției activității miniere, exploatarea lignitului în zonă și evident că a avut o perioadă de dezvoltare, încă din 66 când s-a fost declarat oraș și multă vreme după, a avut o perioadă de dezvoltare. S-au tot deschis unități miniere de subteran, de suprafață, pe orizontală s-au dezvoltat diverse activități care foloseau mineritului, apoi prestări servicii și pentru alte categorii de activități decât minerit, comerț și toate celelalte. Ca orice activitate are un urcuș, staționează o vreme și după care urmează și o parte descendentă. Având în vedere faptul că unele unități miniere și-au epuizat rezerva și a trebuit să fie închise, altele au fost închise pentru că exploatarea lignitului nu mai renta, cărbunele era prea scump. A scăzut necesarul de energie pe plan național. Au apărut alte forme de obținere a energiei, forme ecologice, ca să zicem așa, a condus la restrângerea destul de drastică a activității mineritului, cu efecte în viața noastră de zi cu zi a tuturor locuitorilor. Dacă în urmă cu vreo 20 și ceva de ani, la începutul anilor 90, puteam vorbi despre 25.000 de locuri de muncă în bazinul minier Motru, în zona noastră, acum vorbim sub 5.000 de locuri de muncă, cu tot cu bugetari. Cu tot cu bugetari. 5.000 de locuri de muncă cu bugetari cu tot. Cu bugetari cu tot. Și evident că toate se răsfrâng în veniturile la bugetul local. Și în viața până în viața noastră. Motrină, și atunci, viața... dacă era o efervescență, așa cum spuneați, cu ceva ani în urmă, acum, evident că lipsa asta de locuri de muncă, scăderea veniturilor și nu trebuie să uităm că în urmă cu pe vremea respectivă veniturile în minerit situau activitatea pe locul 3 în topul celor mai mari venituri. Venituri, da. Acum nu mai e departe. Totul se învârte puțin peste minimul pe economie. În general, dacă vorbim de net ce primește omul în mână. Foarte mult sunt pe lângă faptul că a scăzut numărul de angajați, așa cum am spus, în regiune. Și dacă atunci efervescența se vedea peste tot, în activitate sportivă, în activitate culturală, în tot felul de activități, în viața orașului pe tot, pe tot ce însemna orașul cu toate componentele sale, acum constatăm că lipsa locurilor de muncă a condus la o depopulare, tinerii și cei cu forță de muncă și cei care au rămas fără
loc de muncă, au fost nevoiți să-și caute de lucru în altă parte. Da. În alte regiuni din țară sau în afara țării, au rămas foarte mulți pensionari în zonă și bineînțeles că scăderea asta a populației a condus și la scăderea numărului de tineri prin școli, cu toate efectele care, da, care știi, rezultă din acest lucru. Știți ce este foarte interesant? Motru este cumva orașul de graniță al județului, la aceeași distanță și de Târgu Jiu și de Severin. Severin, deși ar fi trebuit să fie un oraș înfloritor, și partea aia de Mehedin sunt vai de mama lor. Da? E, mă gândeam, domnule, un oraș așa important precum Motru, care leagă totuși Dunărea de rest, ar fi trebuit gândit sau prins într-o strategie, cel puțin la nivel județean, dacă nu la nivel regional. S-a întâmplat așa ceva? Ați avut discuții împreună cu președintele Consiliului Județean Gorj? Ați avut întâlniri la nivel de regiune legate de... Cel puțin în ultimul an și ceva de când sunt aici. Știți de ce vă întreb acest lucru? Și o să vă las după aceea, da, să vorbiți. Da. Mie mi se pare absurd ca atunci când lumea, da, populația orașului Motru alege un alt destin sau să schimbe puțin soarta orașului, da? Și aleg un primar tânăr, nu contează, că sunteți din PNL, putea să fiți din orice altă parte, da? Oamenii așteptau altceva de la dumneavoastră. Mi se pare foarte absurd ca la orice ședință de Consiliu Local sau orice dezbatere pe care o aveți, la absolut orice vreți să faceți, să vi se pună, nu neapărat să vi se pună dumneavoastră, că piedicile nu vi le pun dumneavoastră. Piedicile sunt puse dezvoltării unui oraș, cum se întâmplă de fapt și la Târgu Jiu. Toate aceste piedici sunt puse nu primarului, dezvoltării unui, evident, oraș, dezvoltării sau vieții mai bune a locuitorilor. E, și tocmai de asta vă întreb. Chiar nu s-a gândit nimeni, chiar dacă faceți parte dintr-un alt partid care nu este de guvernământ, să există o strategie la nivel regional, la nivel județean, până la urmă. Pentru că, iată, am avut un interviu și cu domnul Boza, spunea că deschide Roșiuța acolo prin toamnă și așa mai departe. Mă gândesc că se vor mai îmbunătăți totuși. Trebuie să vă spun că și dacă ar exista, există o strategie de dezvoltare locală care, întocmită și de predecesorul meu, actualizată și de noi. E palpabilă. Care, chiar dacă e palpabilă sau e, a fost făcută ca să dea bine, să ai așa nu ceva. Nu să dea bine, să dea roade. Să document. Știu că sunt multe care sunt făcute aceste să dea strategii bine. Trebuie implementate și să, apoi să se vadă roadele, cum spuneți. Corect. Constatăm că, de fapt, unele dintre strategii sunt făcute ca să fie. Ca să fie. Și de ce spun asta? Cine a urmărit, de exemplu, ieri am avut o ședință de Consiliu Local și cine a urmărit și poate să mai urmărească acum să vadă că a rămas în, e arhivată, în arhivă. Da, vor constata cum merg lucrurile la Motru. Deci numai când vezi, cel puțin partea de început, ce urmărește, ce urmăresc anumiți consilieri, ce urmăresc anumiți oameni, ce urmărește viceprimarul care este, a trebuit să fie partenerul meu în a face lucruri. Corect. Cum gândește și cum pune problema uneori în afara cadrului Consiliului Local, uneori în afara proiectelor care se dezbat, nu, de cele mai multe ori, și dacă a pus problema astfel, atitudinea și pe care o are și ce viziune are în ședința de Consiliu Local, când știi că ești transmis în direct, când ești înregistrat, filmat și în direct și se rămâne în memorie și tot nu te-ai abținut. Vă dați seama cum erau ședințele atunci când nu erau înregistrate. Sau cum, care este atitudinea, comportamentul atunci când nu ești nici măcar în ședința de Consiliu Local. Cam asta. Și de aici, cine vrea să vadă, se uită la ședința de ieri, de luna asta, ordinară, și trage concluzia de ce merg treburile cum merg sau de ce merg așa de greu. Și am terminat cu capitolul ăsta. Apoi există foarte mult, eu am tot vorbit și pe unii îi deranjează de ce vorbește, au început chiar din presă când mă cheamă, domnule, vrea să nu mai vorbiți despre greaua moștenire sau să nu mai amintiți despre asta, hai să vedem. Păi da, asta te face să nu faci. Cel mai lipsit de bon ton
Mi se pare, am folosit ceva din franceză să nu sune urât că română, mi se pare faptul că tocmai cei care au participat la ducerea orașului în prăpastie, că e undeva foarte, situația e foarte urâtă, foarte grea. Asta mă și gândeam. Deci orașul, poți să spui, fără să zici că e la figurat, e undeva în prăpastie. Tocmai cei care au participat la asta, tocmai ăștia acum au părăsit unii dintre ei corabia la timp, îmi pun mie întrebarea, de ce nu faci? Sunt lupii moraliști. De ce nu faci? De ce? Au trecut 6 luni, de ce nu ai făcut asta? Au mai trecut un an, de ce nu faci asta? Păi pentru ca să faci trebuie să fii pe linia de plutire, să scoți. Nu mai vorbi despre asta, hai să se vadă. Știai că e greu. Preiei activul și pasivul. Foarte mulți. Hai că preiei activul și pasivul. Da, asta e o discuție foarte frumoasă cu preiei activul și pasivul. Sună frumos, da. Sună frumos, da. Și știai în ce te bagi? Da, de acord. Dacă știam în ce mă bag, preiau activul, pasivul, preiau dezastru de la voi, lăsați-mă în pace să rezolv. Măcar lăsați-mă în pace. Nu, după ce, și am spus, dacă vedeți atitudinea din ședința de ieri, o să vă dați seama cum merg lucrurile și de ce merg, cum merg. Sau ce sprijinam eu. Că de fapt numai sprijinul se cheamă. Așa. Și atunci, lasă-mă să fac. Nu mă încurca măcar dacă nu mă ajuți și după aia mă întrebi. După prima lună de mandat, lumea constată că e dezastru în Motru. Păi, fraților, că și dacă nu era nimeni în Motru, din inerție, dacă nu era rău, ar fi fost tot bine, da? Dar dacă spui după o lună că e jale, e de la tine. După 2 luni, ce ai făcut? După 4 luni, dar cu astfel de atitudine îți dai seama că, de fapt, ești șuntat, blocat. Chiar dacă aparent proiectele sau până la urmă unele proiecte importante trec. Da, e interesant. Cum faceți să treacă unele proiecte importante? Până, nu, eu cel puțin inițiez doar proiecte importante. Discut și pun problema în așa fel încât e greu de refuzat. Păi nu poți să spui oamenilor de ce nu votezi pentru un proiect, pentru o lucrare, de ce nu votezi. Cu toate că ne amintim în iarnă, trebuia să votăm indicatorii tehnico-economici pentru unele proiecte pe care accesam fonduri prin PNDL și a trebuit să convoc de vreo 4 ori ședință că nu vroiau. Era urgență acest lucru în vederea semnării contractului de finanțare și nu vroiau. Nu veneau. Până la urmă, după ce s-a sesizat probabil toată presa, toată lumea, tot orașul, oameni buni, pierdem bani, pierdem finanțare, au venit și hai să venim, dar știi, motivul este că ne chem prea des. Din scurt. Da. Da, este destul de complicată treaba asta politică. Totuși, nu știu, cred că la un moment dat dumneavoastră va trebui să explicați oamenilor și cetățenilor, bănuiesc că ați făcut asta de-a lungul timpului, și dar într-adevăr, așa cum spuneam, zona asta Motru este într-o prăpastie. Da? Singur nu o să puteți duce căruța asta, sau o puteți duce, dar cu condiția să vă lase să puteți să faceți treabă. Exact. E, având și o poziție destul de puternică, că na, PSD-ul plus ALDE plus și toți ce ceilalți acolo au o majoritate și vă încurcă. Dumnealor nu trăiesc tot acolo în Motru. Au un singur scop. Care? Să recâștige, ca PSD să recâștige primăria, păi iar bun, pentru asta sacrifică orice are legătură cu... Ca PSD să recâștige primăria, eu văd altfel jocul. Adică vină tu PSD cu niște proiecte foarte bune. Așa ar trebui. Sau vină tu PSD, ia-l pe primar la masă, stați de vorbă, explică-i ce să facă. Vino tu PSD, ieși tu în față, dă-i de lucru primarului dacă vrei să fii important, pentru că altfel nu câștigi. Da. Nu numai că nu vin cu proiecte extraordinare care să ajute și să mă oblige să le aplic, exact, și să facem treabă bună, treabă, să se laude cu ele. PSD vine cu propuneri, zice, mă, e o neînțelegere între primar și viceprimar, unul dintre voi trebuie să cedeze. Și zic, da, bine, care-i propunerea? Ce părere aveți? Unui primar, unui viceprimar, cine să cedeze? Sau ce să cedeze? Cine inițiază? Că până la și când trebuie să răspundă la întrebarea asta,
o las baltă. Oameni buni, hai să fim serioși. Lasă-mă în pace să fac treabă. Chiar și în ăștia 2 ani care mai sunt, nu mă deranja, măcar nu mă bloca, și atunci mă tragi la răspundere. Să știți, vreau să fac o precizare. Nu-mi face absolut nicio plăcere să particip, să vin da, la emisiune. Da, să aveți războaie tot timpul, să stați în... Nici să am războaie, nici să vin la emisiune. Dar, cum ziceați adineori, lumea trebuie să afle. Lumea trebuie să vadă. Dacă aș fi avut liniște și pace, n-aș fi dat pe la o televiziune sau la radio. Dar răspund invitațiilor pentru că, așa cum spuneați, oamenii trebuie să știe, să aibă cunoștință de ce se întâmplă. Mi-aș fi asumat activul, pasivul, aș fi făcut tot posibilul, că se poate, să scoatem orașul din prăpastie, să-l scoți pe linia de plutire ca să poți să-i dai drumul mai departe, să faci ce trebuie. În liniște, fără să fiu nevoit să fac și lucruri din astea. Dar, pentru că lumea trebuie să știe adevărul, pentru că sunt convins că lumea privește și ori de câte ori sunt invitat, vin și spun lucrurilor pe nume, că deranjează, că pare enervant, dar oamenii, cetățenii trebuie să știe unde era orașul și cine se opune. Eu am vrut să transmitem, să înregistrăm ședințele de Consiliu Local, de exemplu, cu aparatura noastră și să transmite, să postăm pe site-ul primării. Nu, s-a dorit televizare. Contracost. De acord și cu asta. Haideți. Și acum, repet, cine se uită la ședința de ieri, o să vadă care este atitudinea și cum merg lucrurile și ce se urmărește de fapt. Voiam să vă întreb în același timp dacă vin sesizări ale oamenilor către dumneavoastră și care ar fi domeniul în care se duc aceste sesizări. Bine, nu mă refer la lipsește un metru, lipsește da, nu știu ce. S-a rupt o bancă. Exact. Sunt și din astea. Sunt sesizări în toată plaja de sesizări. Dar pot să vă spun că cele mărunte de care spuneam și mai înainte se pot rezolva rapid. Și aici am piedici, să știți, și întâmpinăm probleme, dar până la urmă se rezolvă. Cele mai multe vizează probleme mari și care necesită fonduri mari. E vorba de infrastructură. Avem zone în care nu s-a investit, nu s-a reabilitat de la când s-a fost construit, de peste 35 de ani, de la începutul anilor 80, de când a fost construit un cartier, nu s-a făcut absolut nimic în reabilitare. Sunt străzi din beton, betonate, care au apărut găuri în beton și ne dăm seama ce înseamnă gropi în beton. Fără parcări, străzile aleile sunt înguste, că așa au fost la nivelul anilor, începutul anilor 80, când nu era atât trafic, nu erau atâtea mașini. Și nu s-a făcut absolut nimic. Toată lumea este, din zona respectivă este disperată și eu îi înțeleg. Au dreptate. Au fost vremuri în care, într-adevăr, bugetul local permitea, măcar pe bucățele, soluții pentru astfel de probleme. Sunt soluții, fonduri europene. Și lucrăm la asta. Da. Accesăm fonduri europene. E adevărat că spre deosebire de exercițiul financiar 2007-2013, în exercițiul 2014-2020, condițiile s-au schimbat. Orice investiție vine la pachet cu altceva. Se face cu un anumit scop, deci faci infrastructură ca să vii cu scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. Adică te ajut să reabilitezi, îți dăm bani să reabilitezi străzi, trotuare, dacă demonstrez că asta conduce la scăderea emisiilor cu efect de seră. Asta înseamnă că trebuie să faci piste de biciclete, trebuie să vii cu transport ecologic, obligatoriu și îți dă și procent. Și faptul că s-a întârziat cu ghidurile, cu deschiderea apelurilor de proiecte, a determinat guvernul să vină cu termene foarte scurte. Pe lângă faptul că sunt condiționări de genul ăsta, termenele sunt foarte scurte și avem extraordinar de mult de lucru în timp scurt. Sau reabilităm infrastructură, străzi, cartiere, alei și parcări, dar trebuie să ai cel puțin 50% din valoarea acestui problema proiect. Problema de cofinanțare. Componenta socială.
Deci nu se mai, ca să reabilitez străzi și trotuare, trebuie să vin cu o componentă socială, cel puțin 50% din valoarea infrastructurii. Față de exercițiul financiar trecut, s-au schimbat condițiile. Și atunci trebuie să identificăm. Iar la componenta socială, nu chiar orice se încadrează. Și trebuie să vii cu ceva, să poți să faci și infrastructură, să vii și în întâmpinarea nevoilor sociale, dar să faci ceva care să nu-ți genereze după aia cheltuieli sau să te încurce și mai tare. Da, mai era și problema aceea cu partea de cofinanțare. Bugetul primăriei nu mai e același care era atunci când, nu? Cofinanțarea, adică se simte puțin. Pentru cofinanțare, cofinanțarea este de 2%, la care se adaugă și alte cheltuieli neeligibile. Dar pentru așa ceva, având în vedere că vorbim de milioane de euro pe care le iei, le atragi din fonduri europene, cred că atât Consiliul Județean cât și Guvernul trebuie să, nu absolut deloc, trebuie să ne sprijine cu această cofinanțare, să creștem gradul de absorpție al fondurilor europene. În cazul în care atât Guvernul cât și Consiliul Județean nu vor da, nu vor asigura cofinanțarea, suntem nevoiți să apelăm la credite și tot nu renunțăm la... Apropo de acest lucru, pentru toate aceste proiecte, aveți un birou, adică aveți oameni pregătiți în primăria Motru care se ocupe de acest lucru? Da, avem, un serviciu. Aveți un serviciu. Două persoane, doi funcționari care se ocupă cu studierea ghidurilor și au exact proiecte, au în sarcină atragerea de fonduri. Ei ne studiază ghidul, ne spun ce ne trebuie și cum facem. Bineînțeles că nu pot să spun câte probleme întâmpinăm, cu multe. La fiecare pas ai 100, 1000, 1 milion de probleme pe care trebuie să le rezolvi. Mai faci pasul mă, alte milioane de probleme pe care le identifici aici și care, după părerea mea, ar fi trebuit să fie rezolvate de mult, dar nu mă mai uit în spate. Le rezolvăm pe loc dacă putem, dacă nu încercăm să evităm. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat după publicitate. Am revenit în studioul ora de știri, așa cum spuneam, alături de mine se află primarul municipiului Motru, domnul Gigel Jianu. Tot vorbeam de probleme și de toate treburile, vorbea și ceva mai devreme. Oamenii de afaceri, mai sunt câțiva. Da, pe care știu eu, nu știu, mă gândesc că sunt ceva mai mulți. Aveți întâlniri cu dumnealor? Dezbateți, eu știu, mediul ăsta economic din zona Motru, pentru că am înțeles că parte dintre ei încep să își mai mute, eu știu, afacerile pe aici, pe acolo, găsesc și alte... Oamenii de afaceri se adaptează la situația la moment. Întotdeauna, pentru că din asta trăiesc, au spiritul ăsta antreprenorial și bineînțeles că nu pot să stea într-o... Dar nu pleacă toți, nu-și mută. Trebuie să... Da, am avut două întâlniri importante. O primă întâlnire pe care am avut-o imediat după preluarea mandatului, pentru că aveam eu niște propuneri privind dezvoltarea și stimularea și modalități de a ajuta investițiile în oraș. Era vorba de o schemă de minimis prin care stimulam angajarea, adică crearea de locuri de muncă. Și am avut o discuție, să stau de vorbă cu toți, să văd care este punctul de vedere al celor oamenilor din mediul de afaceri. Bineînțeles că a fost destul de constructivă, pentru că eu imaginasem un ajutor pentru un anumit număr de locuri de muncă. Am avut o participare destul de mare, peste 80 de oameni de afaceri. Și a fost ridicată problema, domnule, ajutați pe cei cu care angajează 20, 30, 50, 100 sau 200, dar noi ăștia mai cu afaceri mai mici, cu 2, afaceri 3, de 5, familie, da, pe da, noi da. Nu ne ajutați. Și de ce zic că a fost destul de bună întâlnirea? Pentru că m-a făcut să mă gândesc să ajut și pe acela cu afacerea de familie, cu afacere mică, cu magazin, un chioșc, pe piață. Și atunci am modificat schema de ajutor și am venit și în sprijinul acelui. Adică și pentru un loc de muncă nou creat să primească o facilitate. Și am imaginat schema și am
chiar am implementat-o. A fost apoi o propunere ca să ajutăm, și ideea a venit tot din discuțiile cu oamenii de afaceri, să stimulăm și în funcție de volumul investițiilor. Și aici am imaginat o a doua schemă de ajutor prin care stimulam, ajutam investitorul în funcție de volumul de investiții. Am pus o valoare destul de mică. Bine, mi-am făcut și calcule. Normal. Și întotdeauna, pe lângă faptul că cel care investește este sprijinit, creează locuri de muncă și e sprijinit, și cel care caută de locuri de muncă acolo, din toată această treabă, venitul la bugetul local cresc. Paritatea era de 1,3, 1:4. Deci la un leu cheltuit, oferit, de mi fapt, se întorceau la bugetul local 3 sau 4 lei. S-a schimbat un pic situația după revoluția asta fiscală de anul ăsta, dar pe total nu ieșim în pierdere, adică ajutăm și oamenii, vin și bani la bugetul local, nu atât. E adevărat că deocamdată sunt puțini care speră să beneficieze, sau avem un beneficiar, dar vor mai fi, să apeleze la această schemă, pentru că presupune ca cel puțin toată perioada să dacă a beneficiat în funcție de volumul investițiilor, să aibă investiție, să rămână să lucreze, să funcționeze. Dacă e pentru numărul de locuri de muncă, să le păstreze, toată perioada, și sunt sceptici. Dar faptul că au început să apeleze, să solicite aceste intrarea în, să beneficieze de astfel de schemă de ajutor, înseamnă că e un semnal. Și eu am convingerea că va fi. De asemenea, sunt deschis și accept și aștept și voi lua în calcul orice altă propunere de ajutat. Din partea celorlalți. Dacă nu m-am gândit la o variantă și iau o propunere și mi-o înaintează, analizez, vedem cum facem și implementăm absolut orice care ar putea să ajute investițiile. Știu că ați avut întâlniri cu managerul, directorul CEO, da, domnul Boza. Îmi aduc aminte că într-un interviu îmi spunea că o să redeschidă Roșiuța sau o să facă front de lucru, nu mă pricep foarte bine la termenii ăștia. Dumneavoastră veniți din domeniu. Roșiuța funcționează, încă are niște probleme la treptele superioare cu începește exproprierea și defrișarea, expropriările, investițiile în achiziții de terenuri și scoaterea din circuitul silvic a unor suprafețe de pădure. Și evident că asta ar ajuta foarte tare dacă s-ar face foarte, foarte mult. Da, dumneavoastră vă implicați în acest proces? Implicarea mea este și văzută prin faptul că am accelerat și am insistat foarte mult pentru documente și titlul de proprietate și tot ce înseamnă asta, acolo unde se dezvoltă cariera și este în perimetrul municipiului Motru. Da. Am insistat foarte tare cu realizarea documentațiilor, cu totul, oamenii, proprietarii să aibă documente, să poată să meargă mai departe, să negocieze cu complexul, să vândă și să societatea să aibă acces la terenul respectiv, să se poată dezvolta. Am pus accent atât pe zona unde e Roșiuța și pe zona unde funcționează cariera lui Poaia. Atunci când ați preluat mandatul de primar, mi-aduc aminte că vorbeați, bine, de fapt era, cred, un program la nivelul județului Gorj despre parcuri industriale. Dacă mi-aduc bine aminte, da. Da. Cum vedeți voi, apropo de aceste parcuri industriale, ținând cont că, iată, activitatea CEO s-a redus, să sperăm că se va intensifica. Dar, mă rog, în timp, probabil că trebuie și o altă viziune, adică pe lângă CEO trebuie să mai dezvoltați și altceva și e foarte binevenită această idee. Cum voi să o puneți în practică? Înființarea unui parc industrial sau parcuri industrial într-o localitate este principala, poate printre singura modalitate rapidă de a crea locuri de muncă și a genera venituri la bugetul local. Datorită condițiilor pe care sau facilităților pe care le oferă astfel de locuri de investiții. Într-adevăr, nu voi renunța și voi încerca și voi face tot posibilul. Faptul că între timp s-a schimbat fiscalitatea, faptul că acolo
administrațiile precedente au eliberat titlul de proprietate persoanelor exact în zona industrială, în zona peste terenul pe fost, chiar dacă nu se pretează niciunei activități agricole. Există un plan din ăla de urbanism general la dumneavoastră, că la Târgu Jiu e o întreagă nebunie. Este, avem pug, avem tot. S-a reconstituit dreptul de proprietate chiar pe vechiul amplasament. Chiar dacă pe vechiul amplasament au apărut căi ferate, rampe, tot exact acolo s-au dat titlurile de proprietate. Nici măcar nu s-au eliberat toate titlurile de proprietate ca să poți să ai cu cine să stai de vorbă, să discuți. Și mai mult decât atât, asta încurcă foarte tare, au început litigiile în interiorul familiei, în familie, pentru proprietățile respective și până nu se rezolvă, îngreunează foarte tare acest lucru, dar nu renunț la idee, este foarte bună și trebuie implementată. Putem găsi și o altă zonă în care să facem, dar zona respectivă se preta cel mai bine pentru că avea cele mai multe utilități și necesita cele mai puține lucrări de înființare. Și de înființare și de investiții, adică investiții minime. Nu... Cu cheltuieli minime puteai să... Între timp s-a schimbat și legea parcurilor ca să fie treaba completă. Da? S-a schimbat și legea, sunt alte condiții în care trebuie să îndeplinești, vreo trei tipuri de canalizări, energia electrică să fie pe perimetru, cu acces. Este foarte interesant și bănuiesc că și dumneavoastră urmăriți foarte atent acest lucru. Vedeți zona asta de vest a țării, Transilvania, Banatul și așa mai departe, investiții peste investiții, toate marile firme sau, mă rog, toate firmele trag acolo, pe când zona asta Oltenii este destul de ferită. Și mai mult decât atât, încă o dată eu revin la toată treaba asta, avem un port, este la cât? 40 de kilometri? 45 de kilometri. 45 de kilometri. Chiar nu a gândit nimeni să aibă o gândire sănătoasă legată de traficul pe Dunăre. Bine, la noi traficul pe Dunăre e varză oricum. Că ați văzut celelalte țări ce bine profită de acest lucru. Varză pentru că nu este solicitat. Nu este solicitat. S-ar dezvolta dacă ar veni ca alternativă sau ar fi solicitat în acest sens. E adevărat, avem cale ferată, suntem la 30 de kilometri de o linie magistrală de cale ferată. Corect. Acum că și calea ferată nu este întreținută, e altceva. Port, nu știu cât de mult ne-ar ajuta aeroportul, dar și aeroportul e la 90 de kilometri. Sunteți cumva într-un punct important, zic eu. Da, totul ține de viziunea pe care o ai ca să profiți de acest lucru. Ori până acum n-a prea fost. Știm bine declarația fostului primar care spunea că nu se impune construcția unui parc industrial. Păi dacă de la început nu te-ai gândit și nu ai avut în vedere așa ceva, faptul că este un instrument extraordinar de important pentru o localitate și s-au eliberat titlul și nu ai făcut nimic în sensul ăsta, vreme de mulți ani, este evident că o iei de la zero. O iei de la zero cu așa ceva. Eu cred că orice pas pe care îl faceți este binevenit. Mai mult decât atât, da, trebuie să întreb. Acum am văzut că rulează din nou pe rețele o înregistrare în care spune că, fostul primar spune că da, într-adevăr, au venit investitori, dar au fost luați la întrebări. Stai puțin, că nu te las așa. Ce probleme de mediu, cât praf faci, ce faci, că nu te las să intri oricum la mine în oraș, că mi strici. Deja mi s-a părut strigător la cer. Mergeau exploatările, erau venituri la bugetul local. Erau venituri, adică... Cu atât mai mult că erau venituri. Dumneavoastră credeți că dezvoltarea, aminteați de dezvoltarea din zona de vest a țării, da. Credeți că atunci când au avut venituri, zic, avem venituri, nu mai facem. Nu. Strica o dezvoltare, strica să aducem... O altă direcție, cu siguranță nu, dar noi 27 de ani am fost, 26 am fost pesediști, convinși, adică știm foarte bine ce au făcut, nu numai în Motru, în Târgu Jiu, peste tot, în zona Olteniei. Bun, pentru mine este foarte important că dumneavoastră faceți un pas, chiar dacă faceți un pas,
și un pas. Dacă îl faceți într-o altă direcție decât asta, să rămânem tot pe loc, monoindustrial și să rămânem ancorați în complexul ăsta energetic Oltenia. Tributarii cerșirii de fonduri de la guvern, ca așa mi s-a spus, te duci la București și stai la ușa mizerii să-ți dea bani. Asta e o soluție când ești în criză, e o soluție până faci ceva, dar nu e bine ca banii aia pe care ei sau să faci și în așa fel încât să-ți produci și banii tăi, să ai exact, banii tăi la buget, să crească. Că aminteam de pretențiile oamenilor au crescut, culmea, exact atunci când a existat o schimbare. Parcă nu erau așa pretențioși locuitorii până anul trecut, până acum un an, și brusc au crescut pretențiile. E normal. Sper să nu vă cer rezultate așa repede. Rezultate imens, toată lumea... Și sunt ajutați chiar de cei care vorbeam că ne-au dus în prăpastie. Chiar ei zic, ei întreabă primii, dar de ce nu faci? Păi m-ai băgat aici și mă mai și împingi, nu mă lași să ies. Știți că PSD apoi are strategia, adică nu fac oricum. Când fac opoziție, o fac pe toate planurile. Și văzusem la un post cu o săptămână, nu știu, cu ceva timp în urmă, cineva... vorbea de Târgu Jiu și n-a criticat chiar așa mult pe domnul Romanescu, dar zicea că uite, 6 luni, 8 luni, 10 luni și nu prea n-a făcut, n-a... Păi domnule, David din așa, celălalt de ce n-a făcut? Bă, să știți că începuseră să se vadă rezultate și la domnul Cârciumaru. Și eu am stat și m-am gândit, domnule, ce mulțumire avea domnul respectiv că după 16 ani sau 17 ani începuseră să se vadă rezultate după domnul Cârciumaru, iar de domnul Romanescu critica atunci pe loc. De ce n-ai după 8 luni rezultate? Vrem rezultate. Cam așa se întâmplă. Da, și lansează asta în media, în rândul oamenilor și oamenii așa pricep. Nu, să știți că nu întotdeauna. Din punctul meu de vedere, rezultatele imediate nu apar nici la dumneavoastră, nici la domnul Romanescu. Din punctul meu de vedere, este foarte important să vezi o altă abordare decât ceea ce a fost până acum. O abordare liberală, pentru că veniți dintr-un mediu liberal. Adică să vezi un sprijin... Și iarăși amintim de zonele dezvoltate care au fost conduse de liberali. Asta așa, ca să ne... Da, sunt bune. Să ne încurajăm. Sunt bune. Da. Păi, haideți să ne încurajăm și să aici. Să ne încurajăm. Da. Abordarea liberală, eu văd, eu știu, un motor al industriei, al afacerilor ăsta micuțe. Adică dă-le elan, dă-le aripi, lasă-i să zburde, lasă-i să producă bani. Nu totdeauna mastodonții sunt și cei mai buni aducători de venituri. Sunt, e adevărat. Veniturile sunt grele. Sunt două variante prin care poți să faci ceva. Și una dintre ele a fost aplicată de ceilalți, de PSD, da, și a dat roade în sensul că au fost mereu aleși, dar este ca, știu cum se zice, entropia, energia unui sistem crește până explodează. Cam așa aici. Așa s-a adică au făcut câte ceva, au despoială, ca să zic da. Așa. Poate nu e cel mai potrivit câte termen, ceva, dar... A spus cel mai bine. Da. Au făcut câte ceva. Ce zice? Se apropie alegerile. Hai să le arătăm oamenilor că facem ceva. Au dat cu var pe nu știu ce, au tăiat nu știu ce mai tăzutunți pe acolo. Aba, da, au și plombat, au asfaltat o stradă. Am făcut, oamenii, da, mai pur o dată, dar de fapt trebuie să implementeze o strategie durabilă, ceva care să prindă și să aibă efecte în timp, să fie greu de mișcat, de zdruncinat. Exact. Fie ca temelia unei și case. Chiar dacă, a zis, eu am prins o perioadă, după ce că am prins o perioadă extraordinar de grea, s-ar putea să fie și de sacrificiu, dar cel mai bine să faci ceea ce trebuie. Puneți adică temelia, să rămână, pui temelia, dar una zdravănă. Una zdravănă. Una să construiești ceva direct pe teren și alta să-i faci o fundație zdravănă. Chiar dacă nu se vede de la sol în sus mare lucru, dar fundația e zdravănă, e bine făcută. Și vine cineva după, ori eu, ori altul, și are pe ce construi. Că corect. Dacă te apuci și construiești pe teren mișcător, da, ai impresia că faci ceva, dar de fapt, până la urmă, ajungi în situația în care suntem deja. Acum suntem în situația aia. Domnul Jianu, concret, ce urmează în perioada următoare? Știu că aveți și niște sărbători. Iată, zilele orașului la Târgu Jiu a fost astăzi o întreagă nebunie. Dar... în afara faptului că, adevărat, cetățenii trebuie să primească și zilele orașului, adică și o bere, un mic și așa mai departe, în alte direcții. Ce
Cum gândiți dumneavoastră ăștia 2 ani de zile, cât ți-au mai rămas până la alegerile din 2020? Până în 2020 sunt noi alegeri, nu? Da. Da? Da. Asta ca să dați încredere oamenilor. Alegeri locale. Alegeri locale. Da. Pe lângă faptul că vom reuși să accesăm fonduri europene pentru, exact pentru nevoile noastre, cu toate piedicile, cu toate problemele apărute, cu tot ceea ce trebuie să rezolvăm, bineînțeles că ziceați de sărbători, de omul, în motul sunt oameni care, ale căror venituri au scăzut, copleșiți de probleme, de necazuri, de toate felurile, de copii plecați afară, dorul de copii, de părinți, și sărbătorile astea, că ziceați că de sărbătorile municipiilor, nu costă mult și trebuie să vii să le aduci și o oază, o perioadă bucurie scurtă de veselie, de bucurie, de distracție. Trebuie să aibă un spectacol, o terasă, ceva, să se simtă bine și să simtă că totuși este băgat în seamă. Noi avusesem o propunere prin care puteam face această sărbătoare. Aveam și o experiență de anul trecut din toamnă când am făcut o sărbătoare destul de frumoasă, fără să cheltuim de la buget, de la bugetul local. Da, da, da. Toată lumea cea că s-a văzut în chirie, nu, a existat, lumea a venit, s-a distrat, spectacolul a fost foarte bun, artiștii scumpi au participat, terasele foarte ocupate, magazine, tot ce vrei, piața, oamenii s-au simțit bine. Nu, s-a dorit cu bani de la buget și mergem cu bani de la buget. Mergeți cu bani de la buget. Trebuie să spun că avem o agendă culturală aprobată la sfârșitul anului trecut, da, care include, în care am inclus absolut toate acțiunile, și cele de distracție, și cele care prevăd au legătură cu centenarul Marii Uniri, și tot ceea ce oricum Direcția de Cultură din cadrul primăriei ar fi făcut. Și inclusiv zilele, sărbătoria zilelor municipiului Motru a fost prinsă cu o sumă, preventiv. Astfel că am putut să începem să demarăm din timp procedura de achiziție și să avem... În partea sportivă, sau, da, partea legată de sport, același lucru. Motru era pe timpul, adică... Vorbeați la început de efervescență. Efervescență, da, mi-aduc aminte. Minerul Motru, Minerul Motru și începuse să joace chiar cred, în Liga a doua. Da. Centre de copii, de juniori. Atrăgea, păi aveam și centru. Trebuie să vă spun că haideți să nu mai spun că atunci când am intrat în primă, dar așa s-a întâmplat, am găsit datorii foarte mari la clubul sportiv, datorii foarte mari către jucători. Ați găsit datorii foarte mari în general, cred. Jucători, mulți cartofi fierbinți, cam pe unde, tot ce unde ține de... Unde erau cartofi, era, cărbunele încinse, tot era frigea în zona. Și fotbaliști care, din echipa mare de la senior, care plecaseră, au renunțat la orice la Motru, alții care își solicitau drepturile, nu primiseră salarii și tot de vreo 2 ani, ne-au acționat în instanță, am dat cât am putut, bineînțeles, clubul cu datorii, cu sechestre, cu conturi blocate, am reușit cu toată situația asta grea să salvăm clubul, să-l ținem, da, dar fără echipă mare. Ținem doar pentru copii. Avem echipe de copii. E foarte important lucrul ăsta. Și vă felicit dacă ați reușit treaba asta. Încă am reușit și cu ce am făcut acum ne ducem până în vară. Dacă există o rectificare de buget și ne va permite să supraviețuim noi, să funcționăm primăria și tot ce am, și direcția publică pe care o am în responsabilitate, da, și clubul sportiv. Avem 3 echipe de juniori de la fotbal, junior, da, una de lupte și una de box. Vă felicit pentru acest lucru. Dorința noastră era ca și complexul energetic să-și revizuiască și să mai... Puțin atitudinea față de sportul din Motru și nu numai, pentru că e acționar 40% la club, a rămas în acționariat, în speranța noastră că dacă merge bine vor da bani și la sport. Nu s-a întâmplat încă, nu cred că se va mai întâmpla, dar așa cum putem, reușim să... Sunt voci, mi-ar plăcea și mie să avem echipa mare, să înceapă din nou, dar având trebuie în vedere să poți o susții. Că și nu poți să o susții și atunci resursele astea puține pe care le ai, mai bine le dirigezi către celelalte activități, către oraș, ca să-ți poți să dezvolți orașul și apoi să vină, niște bani, să-ți întorci niște bani, decât să
într-o echipă de hockey, chiar dacă e foarte important. Deocamdată ne-am bucurat de prezența echipei Pandurii la Motru. Mai exista o solicitare din partea echipei Luceafărul din Oradea să vină să joace la Motru. Până una alta, avem și ceva sport. E foarte bine. Bun. Ne-am apropiat și de finalul emisiunii. Pe mine mă interesează, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă există previziuni ca această zonă, acest oraș să se dezvolte. Și mă gândesc acum la greutățile prin care complexul energetic Oltenia trece. E adevărat, există o strategie până în 2040 pentru complexul energetic Oltenia, o strategie frumoasă, dar ca în România știți că lucrurile se schimbă de azi pe mâine. E, mă gândesc că la un moment dat, așa cum spuneați dumneavoastră, trebuie să puneți temelia aia și trebuie să luați hățurile în mână, cu toate riscurile care implică acest lucru, să luați hățurile în mână și să dați poate o altă direcție municipiului, orașului Motru. Chiar dacă în zona Motrului rezervele de lignit sunt pentru încă 40 de ani. Da. Sunt pentru încă 40 de ani, chiar dacă există toate premizele și cu cât trece timpul, dacă s-ar fi făcut investiții la timp sau se vor face activitatea de exploatare a lignitului, cel puțin în Roșiuța, devine din ce în ce mai rentabilă, pentru că există acel raport de descoperte care va scădea în timp. Deja cotele cele mai înalte ar fi trebuit să fie sau sunt reduse și mai... Și acum ajunge foarte și repede. Și raportul de descoperte, cantitatea de steril și cărbune scade și atunci devine mai economic, prețul de producție mai mic și... Dar încurcă destul de mult distanța până la termocentrală, vorbim de Craiova. Exista și varianta unui circuit care să meargă la Rovinari și care ar fi fost mai economic, soluții sunt. Trebuie numai să fie luate în seamă și să se facă investiții atât. Complexul să facă investiții. Aici vorbim și despre zbaterile pe care le are complexul, pentru că, așa cum spuneam, au apărut forme de producere a energiei, alte forme de alternative, producere alternative. Necesarul de energie pe plan național a scăzut. Asta a făcut ca sistemul energetic să se închidă pe asta scumpă, pe cărbune și să aibă probleme. Dar, în același timp, există și o altă latură, complexul energetic asigură stabilitatea sistemului energetic național în orice situație, în orice anotimp, în orice condiții meteo. Și trebuie ținut cont de acest lucru. Evident, totul depinde de decizia politică a momentului. Am trecut prin destule momente grele, momente în care am avut secetă și nu au fost ape, momente în care n-a bătut vântul sau și atunci salvarea venit din partea asta. Ar fi trebuit ca decizia să țină cont de complexul energetic Oltenia. Se vorbea de mixul energetic, crearea acelui mix energetic. Da. Se vorbea numai... că era bun într-o anumită perioadă. Absolut toată lumea. Absolut acum lumea. Se spune că e mai greu de realizat. Este mai greu. Dificil. Nu e voință politică, pentru că dacă intri într-o strategie așa ceva, se poate. Se realizează. Dar toată lumea motivul a spus că, uite, merge, de când suntem noi aici, merge. Și va merge, garantăm. Păi bine, de ce lași totul la latitudinea că suntem noi, după ce nu mai sunteți, că nu o să fiți tot timpul. O să vă schimbe, nu o viață, e vorba de alternanța până la urmă la guvernare, oricum ai vrea, se schimbă ceva. Și atunci de ce să lași ca atunci când nu mai ești tu să se aleagă praful? Fă ceva durabil acum, exact cum spuneam, o temelie zdravână. Dă legea holdingului, creează acel mix energetic și dă-i bătaie. Și dă-i bătaie. Și după ce nu mai ești acolo să mai depindă de tine, că ești tare, musculos și ții cu complexul, ca celălalt să n-aibă ce să facă sau să se vadă că vrea, că era voință. Da, nu v-am dus în zona politicului pentru că îmi doream și îmi doresc în continuare ca partea asta administrativă să nu împartă oamenii în peneliști, pesediști, peremiști și așa mai departe. Adică e foarte important ca atunci când sunt probleme să fie o unitate, o uniune. Să știți că chiar am pus, nu pot să spun că am pus capăt, dar am lăsat politica ușor mai departe, mai deoparte. Am motorul la relantii în privința asta, pentru că avem foarte multe pe administrație de făcut și până una alta chiar mi-am propus ca cel puțin încă un an să
să mă ocup mult mai mult de administrație, ca atunci când se apropie să demarez niște lucrări și proiecte, iar atunci când se apropie alegerile să mă ocup și de politică mai mult și să discutăm și de politică. Da, e foarte important. Adică mă gândeam că poate, eu știu, discuțiile în Consiliul Local ar trebui să fie, bă, ce fel de mici folosim la zilele orașului. Dar când vorbim de muncă, să punem pe picioare un oraș care e într-adevăr într-o situație grea, mă gândeam foarte că grea. Acolo trebuie lăsate partidele deoparte și trebuie găsit o traiectorie comună. Deși e greu, trebuie să fii un om de calitate să poți să accepte așa ceva. Atunci când primează interesele de grup sau personale, când te duci acolo să obții ceva pentru tine, pentru grupul tău sau pentru familia ta și nu-ți pasă de rest decât îți faci un scop din asta, e mai greu să lucrezi pentru... Da. Mulțumesc tare mult! Eu vă mulțumesc pentru invitație. Sper să ne mai vedem. Eu aș fi vrut, așa poate trimestrial, eu știu, să ne întâlnim, să vorbim despre diverse probleme pe care, probleme sau lucruri bune pe care le faceți. Să știți că mi-am propus chiar să nu mai particip decât la trimestru, păi eu vreau chiar mai rar și să fie, sper ca să nu cineva să nu mai creeze subiecte, să fiu nevoit sau să fiu chemat să spun punctul de vedere sau părerea mea și atunci ne vom ocupa mai mult de administrație. Mulțumesc mult încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Așa cum spuneam, invitatul meu, domnul Gigel Gianu, primarul municipiului Motru. Până vinerea viitoare vă doresc să fiți sănătoși, să aveți un weekend plăcut, sărbători fericite că vine 1 mai muncitoresc. Eu știu să vă distrați așa cum trebuie. Toate bune, la revedere!